Mă întorc la tine, Iorcian! Mare albastră! De prucie. Salutare, oameni faini! Astăzi am ieșit pe un alt traseu, pe lângă Benicio. Îi spune, vă zic imediat cum îi spune. Iar din nou cu prietenii noștri, Anca și Dan, pe care o să facem vlogger. Eu n-am vrut să fac un sacrificiu pentru grup. El Draguilo, nu? El Draguio. Sendero El Draguio. Cam 5 km, este un traseu circular. Adică ajungem cam în același loc. De fapt, trebuie să ajungem la același loc. Aici așa suntem foarte sus, iar jos toată plaja asta, începând de acolo până mai încapă, se numește Benicio. Și astăzi stăm pe traseul ăsta, facem un picnic, mâncăm și după aceea, dacă avem soare, se pare că avem, facem o baie. Eu cu Dan, că fetele sunt panseluțe. Ăsta e traseul. Aici începem, de fapt. E frumos? Ah, e cum să fac video. Mă întorc la tine, Mare albastră! Foarte fain. Am urcat deja din parcare ceva. Acum e un platou cât de cât mai drept. Platou? Platou. Să ne plafonăm. E foame lui fată. Dar cred că o să mâncăm prin pădure. Sau pe unde ajungem. Neapărat astăzi facem baie. Deci fii atent acolo, Dane, ce culoare are apa. Sălbatică. Deci de baie facem baie. Dacă nu aici, sigur la Teresita, dar eu cred că aici. Da. Levănțică sălbatică. Levănțică sălbatică. Poftiți la levănțică sălbatică. Ne-am adus de acasă margarete. Unde mai vezi margarete, ocean? Margarete cu ocean. De fapt, mergem la ei acasă, casa numărul 3. Neo cu tătii. Ce e, mă? E topotit? Nu mai poate pe căldura asta. Ce faci, fetele? Te plimbi? Ne place când descoperim locuri noi, cum sunt astea de azi. Problema este la parcare aici, găsești foarte greu. Dar trebuie să fii șmecher ca noi. Și am parcat la un restaurant. Vedem cât de șmecher sunt când acolo. Bine, am cumpărat ceva ca să nu avem problame. Și aici așa văd că stă lume. Dar superb, adică, na, casa e un pic aiurea, dar locul ce să mai. Ia uite aici. Aici. Da. Foarte frumos aici să stai. Aici are papaya. Ce? Papaya. Paia. Ce frumos stă ăsta aici. Ce? Ție, mă. Ce? 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 Ce?
văzut? Da. Am văzut pâine așa musculos. Ce drăguț așa, Zadana, ce sunt florile astea. Cum, mâncăm? Ce floare e asta? Mâncăm? Mușcat. Te-a mușcat? Omoară-o. Și iarăși urcăm Marea Albastră. Se zice că drumul ăsta ține cam 2 ore jumate, 5 km. Sunt curios cât de mult urcăm, ca să mă bucur de cât de mult coborâm. Vom vedea. După curba asta vine iarăși o casă, care vreau să vă prezint. Puteți să-mi scrieți dacă vreți să o cumpărați. Eu tot vând de pe insula, tot e al meu. Ia uitați, ce priveliște, Doamne! Uitați ce frumos e pe aici, așa. Zici că e la bunica mea, la voivodeni, dar un fel de voivodeni pe steroizi, cu cactus frumoși, oameni faini, fosta mea prietenă, din ce în ce mai frumoasă s-a făcut. S-a copt. Am luat-o crudă. Am luat-o fragedă de pruncie. Ăsta e drumul. O taiete. Sunt foarte bine organizate drumurile astea, în sensul că sunt marcate. Ciamorga. Care? Ăsta, deci... Aici? Acolo zice interzis. Urcăm pe niște scări, văd eu. Suntem curioși și noi. Hai să vedem. Dacă e prea greu, ne întoarcem. Ce zice? E închis? Oh, slavă Domnului. Bă, dar nu e ăsta, mă. Stai, mă, eu nu știu ce să zic. Până nu vede Toma. Uite că e trasat ăsta. Uite, alb cu galben. Da, nu e nicio casă, e drum. Asta e traseul. Uite, nu, ălea sunt marcajele. Și și acolo arată Tommy Hilfiger. Nu merg eu primul. De ce să mor eu primul? Uite, Anca. Hai, Anca. Hai. Bună tarde. Uite sub ce copac mergem, n-are rost. Au, și aici am putea face picnic. Auzi, uite ăsta, fii atent. Ai văzut ce lui? Postan din ăla. Dovleac, da, mă, uite, ce micuț îs. Ia uitați-vă, dovlecei. Dovlecei, dar din ala rotund, cred că. Exact. Uite-i. Uite ce drăguț îs. Da. E drum din ăsta, așa șerpuit. Bun, aici cred că copil mic. Da, se aud peste tot așa șopârle, foarte fain. Am luat și un bostănel din Boston, cântă păsărelele. Uite Cristi, Nana, nu m-a uitat, tot felul de floricele. Dacă nu mă pot întoarce, că e periculos. Ia uite aici. Salată de vinete cu viu. Ai, madre mia. Ce-ți mai dau? Păi și salată de aici. Avem și salată de pomi. Neo, îți place aici?
În cine vorbește? Nu, te rog eu. Așa zice. Da. Ai postul tăcerii? Toată echipa asta, numai eu gâfâi. Dar am mai fost și bolnav. Fraților, am urcat și nu mai coborâm. Nu-mi place. Care e faza? Noi ne-am planificat și să înotăm un pic. Să vedem. Ne întoarcem, fiindcă nu mai... Da, zi. Dar tu poți să zici că așa-i drumul. Am fost până în vârf. Că nu știu. Dar coborâm pe aceeași parte, fiindcă vârf e închis. E închis în vârf. E alertă de vânt. E alertă de vârf. Nu, fraților, ca să fim foarte sinceri, da. Trebuie să mai urcăm cam, nici nu știu, destul de mult și ne dăm bătuți, așa că ne întoarcem înapoi, fiindcă e prea mult pentru noi. Nu mai poate cuțu. Așa că ne întoarcem înapoi. Și asta este. Doamne, ce fain e. Acum la coborâre. Altă viață, doamne. Doamne, cine n-a pus? Nu poate să fie trasee din astea numai la vale. Traseu excelent. Traseiștii, Mai greu. Ce am observat la traseul ăsta, că îți trebuie o anumită condiție fizică. Dacă vrei să mergi chiar până sus, sunt 5 km, dar eu cred că vreo cel puțin un kilometru nu mă urci, dacă nu mai mult. Da. Dar urci în sensul că, nu știu dacă se vede de aici, a? Până acolo sus pe creastă și trebuie și pe aceea cobori în partea alaltă. Din astea de trekking. Ideea e să nu vii foarte încărcat cu lucruri, să vii cu papuci, deci de trekking, să vii echipat și să vii de vreme. Acum mergem la baie, la Benijo. Că le-au pe ăsta, oare pică tot? Ia uitați aici unde am venit, la băiță. Ne băgăm ca băieții în apă acum. Benijo, asta e un fel de Woodstock pentru hipioți. Caravane peste caravane, valuri frumoase, apa e excelentă, eu am mai făcut baie aici. Asta o să facem acum, o să intrăm în apă ca berbeci. Foarte mulți stau aici peste noapte, weekend. E foarte vama veche. Vama veche. N-am fost la vama veche de foarte mult timp, așa să zic. Cred că de 25 de ani n-am mai fost. Adevărat că nici eu. Ia uite aici. Din astea am și o să te urci pe ele, să stai drept, știi? Asta e ca a mea, pe modelul al meu. Oh, yeah.
așteptăm foarte mult. A fost super, super faină apa. Acum, plaja asta de Nico nu are salvamar și nici nu este, nu are steag. Adică nu știu dacă e vânt, dacă nu e vânt, dar în principiu... Monitorizat. Deci nu e monitorizată, dar în principiu văd că oricine, fiecare om e responsabil, chiar dacă sunt copii mici și valuri mari, nu se duc în valuri. Câini sunt liberi pe plajă, deși nu-i voie. Dar nu, nefiind monitorizată, nu cred că are nimeni treaba. Este plin astăzi aici, dar este sâmbătă. Și weekendurile de obicei în Tenerife, plajele sunt pline, mai ales dacă e o zi faină. Acum s-a norat, dar lumea este în apă. Eu cu Dan tocmai am ieșit din apă. Chiar e foarte ok. Și Cristina a fost în apă. După cum vedeți, plaja încă e full. Lumea vine cu foarte multe corturi, umbrele, deci vin pregătiți. Ăștia sigur sunt localnici. Mulți de aici sunt localnici. Da. Pregătit, fiindcă turiștii nu prea vin până aici, doar dacă știi plaja asta, e destul de complicat să ajungi. Serpentine, jos, în sus. E complicat de ajuns. E complicat de ajuns, din orice direcție și mai ales dacă ai rău de stomac, te rupe. Iar să ajungi pe traseul care am fost, noi mai trebuie să mergi după dealul ăsta, e complicat cu parcarea, dar se merită. Adică traseul e greuț, la traseu îi spune El Draguio. D-R-A-G-I-L-L-O, dar trebuie să urci. Noi am urcat la un moment dat, zicea Dan, când ne-am întors înapoi, urcasem deja, dar așa, numii, 800 de metri? 860 de metri. Și din ce vedeam noi, mai erau încă vreo 800 de metri, kilometri, să urcăm, să trecem prea asta. Ne-am întors. Am zis, hai să mai prindem soare, ceea ce am și prins, și acum am stat la baie. Fetele mănâncă frumos, pe boierie, pe bogăție. Pe bogăție. Am plecat de la Benigo să suntem în Sanare, dar ne-am oprit la ceva dulce acum, pentru că Cristina are un dinte dulce și își dorește să mănâncă dulce. Mulțumim că v-ați uitat la video de astăzi. Ne vedem în video următor. Hai, să aveți o zi frumoasă. Drumeția asta. El Draguio. Draguio. Draguio.